Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem două Silver Chest de deschis, cu 137 de Gold, Hell Spirit, Ice Spirit, încă unul cu 135 de Gold, Hell Spirit și Ice Spirit din nou. Și mai avem aici un Free Chest care are 113 Gold, două gemuri, Zephis și Ice Spirit. Ok, bun. Haide acum, mai avem aici un reward, ok, un epic token. Și haide acum să ne continuăm meciurile din Global Tournament. Vedem că n-am început chiar foarte bine, avem 3 victorii, dar și 3 înfrângeri. Și mai avem 2 fise, așa că haide să jucăm. Și sper eu să obținem doar victorii de acum înainte, deși e imposibil. Ok, o să punem arcașele și Valkyra. Dăm un eros pe prințesă și să vedem dacă reușim să mai dăm ceva de meci pe turn. Un hit de la Valkyra și câteva arcașe, câteva săgeți aruncate de arcașe. Și hai să vedem cum scăpăm de acest Ram Rider. Destul de ușor, la level 9 se pare că nu e atât de periculos. Avem aici și Ghost-ul. Trimitem și arcașele în spatele mini pe caului. Nu cred că îl va scoate pe... Da. Foarte bun și acest... Ice Wizard. Da, pentru că ține trupele în loc și le ține destul de ca lumea. Cred că l-au mai făcut mai bun. Pentru că la început nu era chiar așa de OP. Trimitem Hog-ul să păcălim aici un pic Electro Wizard-ul. Scăpăm cu un singur hit. Vedem acum cum păcălim Ram Rider-ul. Ok, îl rezolvă mini P.E.K.K.A. Și cred că vom scăpa și de Ice. Ok, putem să încercăm și un Freeze. Dacă prindeam prințesa, băi, ar fi fost excelent. Oricum, vom da Eros acum. Și scoatem turnul din stânga. Bun, mai rămas mai puțin de un minut din match. Ar trebui să-l câștigăm. Hai să vedem. Trebuie să fim foarte atenți. Oh, nu înțeleg de ce a scos Mega Knight-ul așa de târziu. Sincer, l-aș fi scos mult mai devreme. Dar, na, asta a fost strategia lui. Poate n-a avut suficient elixir. Vedem cum ne ocupăm și de Magical Archer. Trimitem și un foc pe partea stângă, să-l mai, pe partea dreaptă, să-l facem să pună trupe și acolo. Ok, mai punem aici un Tesla, punem mini P.E.K.K.A.-ul pentru Electro și dăm un freeze pentru prințesă. Oricum, match-ul este ca și câștigat. Uite, mai reușește un hit acolo P.E.K.K.A. și avem o nouă victorie în turnament. Hai să vedem dacă avem și un reward. Da, 2500 de gold. Băi, un reward destul de bun. Hai să dăm și următorul meci. Punem Valkyra și arcașele. Și ne dă 3 hituri, dacă am văzut bine. Ne dă 3 hituri acel... cel Hog. Dar și noi dăm destul de mult pe turn și scoatem o grămadă de trupe. Da, mai luăm aici un hit de la Magic Archer. N-am vrut să pun Tesla-ul prea devreme. Am preferat să luăm un hit. Perfect!
scoatem sparghiul acela cu racheta, fără să ne facem probleme. Bun, pe KPPK se vor scoate aici reciproc. Aba nu! Aha, a fost mai rapid al lui. De fapt a avut și ajutorul turnului. Dar, băi, suntem destul de bine. Ok, hai să... Am scos să... și Magic Archer-ul. Ok, voi a pus Knight-ul. Knight-ul ăla iar e o carte periculoasă, pentru că e foarte ieftin. Și e un mini tank, da? El are un hit points foarte mare. Și sper să ajungă racheta înaintea. Cu puțin noroc reușim să scăpăm de Sparky. Era foarte nasol dacă reușea să ne lovească. Un mic lag acolo la Tesla. Da, când am pus Tesla. Și hai să vedem. Excelent. Dar îi scoatem turnul cu mini P.E.K.K.A. și ne apropiem din ce în ce mai mult de o nouă victorie. Să fim foarte precauți de acum încolo. Nu înțeleg de ce a pus Sparky-ul așa în spate. Nu are nicio șansă să mai ajungă cu el pe turn. Probabil va trimite și Hog-ul într-un final. Ok. Bun. Obținem o nouă victorie. Clar, nu mai are ce să se întâmple de acum înainte. Hai să vedem ce reward vom primi. Avem un token, aha, după aia urmează iar gold, un nou epic, un common token, iar gold. Și apoi nimic și la 10-a victorie avem un lightning chest. Dar nu mega lightning chest, un lightning chest simplu. Ok, hai să începem cu arcașele. Să trimitem și ovul. Da, și vom da o rachetă. Aici. Dar din păcate a pus bomb tower-ul ăla și nu s-a dus pe turn. Hei, și problema e la acest Electro Dragon că nu avem niciun counter pentru el. Și am mai pus și Hog-ul. Da, ne curentează destul de rău. Poate totuși reușim un hit cu... Nu. Era prea frumos să fie adevărat. Hai să vedem. Scăpăm de scheletoni. Putem să trimitem o Valkyra, dar nu avem suficient elixir. Mai bine așteptăm. Și... vedem ce mutare face el. Ok, scăpăm aici. O să scăpăm de ambele trupe. Dar nici Valkyra nu va mai rămâne cu prea multă viață. Scoate acolo turnul. Păi, hai să trimitem Hog-ul și cu un Prieros. Nu, greșeală. Nu putea spune Skeleton Army? Când probabil s-a gândit că am... sau poate chiar l-am folosit. Ok, hai să punem din nou mini P.E.K.K.A. Ei, și acum poate vom folosi Freeze-ul. No. Poate acum. Hai să vedem cum o joacă pe asta. Trimitem și mini P.E.K.K.A. Și trebuie să pună scheletonii, da? I-a pus, dar nu i-am prins pe toți.
Nu i-am prins pe toți. Degeaba am gândit-o bine dacă n-a funcționat cum trebuia. Oh, și ne lovește din nou acel Electro. Hai să începem cu Valkyra din spate. O să pună... N-a pus Hogu. Mă așteptam să pună Hogu. Scoatem Electro. Un hit vreau acolo. Hogu. Hogule. Ok, scăpăm de Hog Rider. Trebuie să scăpăm și de Muschetiră. Și mai trimitem un push. Din păcate nu reușim mare lucru. Hai să vedem. Ideea e că noi suntem la două rachete. Nu. Da, stai un pic că suntem la level 9. Ok, bun, intră în target acel. Da, și asta e șansa noastră. Totuși, nu ne ies lucrurile chiar atât de bine. Hai să dăm aici un Eros din nou. Ei, și acum, da. Cred că reușim reușim victoria. Băi, destul de greu acest match. Nu mă așteptam să câștigăm. Dar e bine că am reușit. Luăm următorul reward. Avem aici 2500 de gold și ajungem la 6 victorii în turnament. Mai sunt meciuri de jucat. Momentan ne oprim aici. Cam atât pentru episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!